Resetarea distrugătorului de celule. Haide, bunicule. Dă-mi un semn. Nu are rost. Bunicul s-a dus. S-a dus pentru totdeauna. Trebuie să treci prin ea. Setează-ți distrugătorul de celule la putere maximă. Bati, tu ești? Ha? Bunicule? Alfred? Nu e bunicul Gomez. Închisoarea bunicului Alfred a fost aruncată în aer de pe acest tărâm de către faimosul Mad Hatter. Tu m-ai păcălit! Ha? Mersi, amice. Ești cel mai tare. Gata, Gomez? Da. Nu. Cred că da. Am înțeles. Bună, Rox. Tărâmul ruinelor, Matt. Repede. Miza n-a fost niciodată mai mare. O să mă descurc. Jumătate om, jumătate păpușă.
100% haos. Numărătoarea până la înfrângerea finală a lui Mad Hatter începe acum. 10, 9, 7, 5, 3, 1. Bun joc! Hai să terminăm asta! Dă-o lungă! Nu o să reușești! Da! Da! Atroi! Ești campionul mingii de lavă! Mai degrabă, fraierul mingii de lavă! Eu sunt singurul campion de pe aici. Ha? Te uiți cumva la mine? Am zis, te uiți cumva la mine? Eu sunt Mărețul Magnifico. Ha? Cine-i următorul? Pentru că am chef de distracție. Frate, chiar avem nevoie de asta. Cea mai grea parte din tot cursul și Gomez o face cu ochii închiși? Răufăcătorul momentului! E răufăcătorul continentului! Te noroc a pus capăt distracției noastre. Matt, să mergem! Matt! Bine! Ai grijă! Ăla e Magnifico! E chiar indestructibil! Hei, tu! Aha? Magnifico! Aha! Evenimentul principal! Fii cu minte! Sau găsește-ți alt stadion! Cred că a durut! Mai trebuie să știm și altceva despre acest ticălos Magnifico? Picioarele și brațele lui sunt luate de la o jucărie de titan. Și trișează. E timpul pentru cele 5 mișcări devastatoare. Numărul 1, aruncarea greutății. Matt! Numărul 2, amețirea. Nu ești singurul care știe lovituri. Acum să ne asigurăm că rămâne la pământ. Numărul 3, pistonul mortal. Asta nu merge prea bine. Matt, privește, trofele lui Magnifico. Eu sunt Mărețul Magnifico! Am mai văzut aia undeva! Țineți gândul, Gomez! Rox are nevoie de mine! Dar... Împărcarea! Hei, dă-mi drum! Și la final, aruncarea mea specială! Mă scuzați, dar mă așteaptă fanii! Iar mulțimea e în delir! Lasicul ăsta e lăudăros! De ce nu-l termină odată? Scuze, stăpâne! E timpul să le arăt ce poate să facă noua sferă triplă îmbunătățită. Toate oasele din corp mă dor! Ridică-te, Rox, înainte ca acest clovn să-și dea seama că ne-am revenit. Nu se poate! Sfinte Sisoie! E de noroc! Dar cum? Cu cât puterea lui Alfred Hatter slăbește, cu atâta mea se întărește! Matt, distrugând închisoarea bunicului... Oh, nu! Am înclinat balanța puterii! Nu pot să mă mișc!
Uite ce ai făcut lui Roxy! Gomez, nu! Eu sunt Alejandro Diego Gomez Moteros, ultimul dintre paznici. Pregătește-te să-ți întâlnești destinul! Copil prostuț! De ce să mă cobor la nivelul vostru, mizerabil, când eu deja am câștigat? Ce se întâmplă? Unde a dispărut? Nimic nu mă mai oprește să cuceresc multiversul, o regiune după alta. Și o să încep prin cucerirea orașului Carnaval, unde trăiesc acei puși de-ai strânzii prietenii voștri. Vino, magnifico! Wow, wow! Lasă-mă jos! Bă, asta e ciudat! Wow! Gomez? L-am dovedit? Ce mă mai doare spatele! Chiar l-am atacat pe de noroc? Ai făcut ce trebuia să fac eu, dar înghețasem de frică. Rox, e în regulă. Gomez, ai fost extraordinar! Am fost? Am fost! Veniți! E nevoie de noi înapoi în orașul Carnaval. Trebuie să ajungem la Gaura de Vierme. Repede! Gomez, spune-mi cât de puternic e acum Tenoroc? Dacă reface întreaga putere a sferei triple, aproape că nu o să mai aibă limită în ceea ce face. Poate folosi 2, 3 sau mai mulți răufăcători în același timp. Și cine mai știe ce... S-a schimbat jocul. Nu am nicio șansă. Trebuie să rezistăm împreună. Dacă tu nu ești puternic, noi nu suntem puternici. Poate că, până la urmă, nu sunt făcut pentru munca asta de erou. Poate că e așa cum spuneai la început. Sunt doar un puști. Nu ești doar un puști, Matt. Ești un hatter și ești singura noastră șansă. Medalionul este...
Poate. Un răufăcător luptând cu un alt răufăcător. Și acum, Hatter s-a întors. Să fie rău, n-ar trebui să fie atât de greu. Îmbunătățirile mele trebuie îmbunătățite. Acum e timpul să te fac lătita. Cine urmează? Cred că eu aș fi. Runda a doua. Nu poate fi învinsă. Matt, am încercat să spun. Medalionul de pe centura cu trofee e a unui Hatter. E o parte pierdută a cronicilor. Sigur, Magnifico a furat-o de la bunicul tău. Nu mai spune. Trec pe Multivision. Unda pulsatilă. Ce s-a întâmplat cu cronicile? Wow! O mulțime de noi instrumente Hatter! Grozav! Aia e bicicleta mea, Hover? Nu se poate! Bocanci zburători! Acela e cumva Matmobilul meu? Medalionul era cheia! Grozav! Oh! Dă-mi aia înapoi! Am câștigat-o pe drept de la Alfred Hatter! Da, chiar așa! Matt! Rezistă, Matt! Vin și eu! Nu e nevoie, Rox! Mă ocup eu! Cred! Rox, asta e lupta lui Matt. El știe ce face. Acum să vedem ce poate face cu adevărat această armă. Unda pulsatilă! Wow! Chestia asta e extraordinară! N-am nevoie de brațe pentru lovitura mea de tot! Se transformă în hologramă! Prinde-l! Eu sunt Magnifico! Recunoaște! Ai fost bătut măr! Ce faci? Ce revanșa! În temnița monștrilor cu tine! Bună treabă, Matt! Ești un adevărat erou Hatter! O să mă întorc! Mai rău ca oricând! O să vedeți voi asta! Matt, când vrei să-l închizi și pe ratatul ăla? La timpul potrivit, Rox. La timpul potrivit. Dacă vor reveni cronicile la întreaga putere, nu o să te mai oprească nimic să folosești hololegătura. Ca să-l contactezi pe bunicul. Dar cum? Și unde? Cred că știu cum și unde. Exact la porțile multiversului. Ce? Nu se poate! Bunicule, pot să te văd, să te aud! Matty, ai reactivat hololegătura!
Distrugătorul de celule e schimbat, e încărcat la maximum. Acum ai devenit un adevărat erou, Hatter. Abia acum începe adevărata distracție. N-ai văzut nici jumătate din ce poate face distrugătorul. Trebuie să înveți să-l folosești. Învață tot ce-ți pot oferi cronicile. Și asta înseamnă un antrenament de erou în stil Hatter. Și când putem începe?